Din cauza pandemiei, toate ceremoniile de 1 decembrie vor fi simbolice și foarte restrânse, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Restricțiile impuse vor fi respectate și în municipiul Sighetu Marmației. Pe 1 decembrie suntem limitați, sau practic este interzis a organiza ceremonii dedicate zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență din 14 noiembrie 2020, s-a dispus interzicerea oricărei ceremonii în orașele localități în România, cu excepția municipiului reședinței județ și a municipiului București. Dacă la municipiul București se discută de până la 400 de persoane prezența, în municipiul reședinței județ până la 100 de persoane prezența la astfel de ceremonii. În atare condiții, Tot așa am hotărât ca limitatul public să fie pornit azi, anul acesta, 1 decembrie. Să facem o bucurie în aceste zile de restriște, cât se poate, sighetenilor. Anul acesta, în contextul pandemiei și Ziua Națională, cade victimă restricțiilor. Ceremonia de 1 decembrie din 2020 se alătura astfel tuturor celorlalte festivități și ocazii unde se strângeau mulțimi de oameni și care acum sunt temporar suspendate.